Așa, da, dragilor. Hai, hai, dragilor, că acum porneam după de tine. Alice, îmi propune o limită. Ne șapcăm repede treabă. Ok. Deci limită, te rog. Mai întâi avem o funcție. Așa. F, de fiindcă de valorine. Diverse, să zicem aici, da? Da. Diverse. Bine și te așa. Cu legea, rețeta, da? Da. Îi spune, e de x egal cu? X la a treia, supra x pătrat, plus x plus 1. Trebuie să calculăm limită, când t tinde la 0. Limită, pentru t tinde la 0, bine. 1 supra t la a patra. 1 supra t la a patra. O integrală de la 0 la t. La 0 la? T. T. Din F de X de X. F de X de X. Ne interesează integrala asta, da? Deci o facem de o parte integrală de la 0 la T din X la 3 supra X la 2 plus X plus 1 de X. Integrala asta funcție. Mai încerc cu doapita. Că e limită de funcție. Așa. Și să derivăm în funcție de t. Hai să facem o variantă asta și punem tot și pe ideea ta, da? Da. Să facem integrală. Ca să calculăm. Și calcul în sine. Da. Mă interesează și cum facem integrală. Da, da, da. Cum ar merge integrala asta? Păi să scriem ca un x pătrat ori x la 3. Hai să ne ducem la integrala unei fracții. Deci teoria. Spune așa teoria. Când avem de făcut un integrală de tipul p de x supra q de x. A, se împărțim polinomele. Dacă gradul e mai mare, facem împărțirea efectiv. Da. La noi gradul e mai mare. Deci, cazul întâi. Grad lui p de x mai mare egal decât gradul lui q de x. Da? Cum în cazul nostru. Și atunci facem efectiv împărțirea și scriem p de x supra q de x. P de x supra q de x egal cu câtul împărțirii plus r de x supra q de x plus restul supra q. Sigur că gradul restului e mai mic decât împărțitorul acum, că dacă nu, a fi făcut împărțirea. Și atunci despărțim în fracții simple. Deci, concret, ne ocupăm de x la 3a împărțit la x pătrat plus x plus 1 merge de câte ori? O dată. De x ori. Fiindcă împărțitorul x la... Deci x la întâia vreau să spui. X la întâia. Și atunci vine x la a treia minus x la a treia, că zici că se-a schimbat parte, da? Minus x pătrat minus x. Și face minus x pătrat minus x este restul. Fiindcă împărțitorul gradul 2, mai merge încă o dată, da? Minus 1. Minus x pătrat plus x pătrat. Plus x pătrat. Plus x. Plus x și? Minus. Plus 1. Plus 1. Și rămâne 1. Și rămâne 1. Dacă aș fi fost pe fază, dar n-am fost pe fază. X la a treia supra x pătrat plus x plus 1. În loc să mai fac împărțirea, adunam și scădeam un 1. Da. Deci egal cu minus 1 plus 1. Și se despărțeam. Și despart în două fracții de tip x la 3 minus 1 supra x pătrat plus x plus 1 plus 1 supra x pătrat plus x plus 1. Și egal mai departe, am să zic acum egal cu a la 3 minus b la 3 care face a minus b. Deci vine x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Totul supra x pătrat plus x plus 1. Plus 1 supra x pătrat plus x plus 1. Simplificăm și face x minus 1 pe tot împărțirii plus restul 1 supra x pătrat plus x plus 1 cât am obținut și pe partea asta. Cam obținut x minus 1. Facem schimbarea de valoare
variabile. Îndată, dar nu mai vreau să insist pe chestia asta. Deci, împărțirea sau inspirații înseamnă așa, aceeași lumea. Da? Și acum, integrală din x la 3 supra x pătrat plus x plus 1 de x, de la 0 la t, după teorie, este egal cu integrală din, de la 0 la t, din câtul împărțire, adică din x minus 1, și plus restul, adică 1 supra x pătrat plus x plus 1, totul de x. Care înseamnă x pătrat pe 2, da? X pătrat pe 2 minus x plus, între ce valori? Între valorile 0 și t, de acord? Da. Plus integrală de la 0 la t din 1 supra x pătrat plus x plus 1 de x. Și egal cu va fi t la a doua pe 2, de acord? Da. T la a doua pe 2 minus 0 și minus t, hai să zicem, minus t. Și dacă fac valoarea în punctul 0, face 0, minus 0. Deci t la a doua pe 2 minus t este prima parte, plus. Să face schimbarea de variabile t egal cu t egal cu x plus b pe 2a. Deci x egal cu x b. Egal cu... x plus b pe 2 egal cu t. Da. Da? X plus b pe 2. N-am discutat într-o seară chestia asta. Ori, dacă nu știi formula aceea, încerci să formezi un pătrat perfect. Da? Forma canonică. Acolo. Și egal, hai să o luăm numai pasă deoparte pentru Alesia. Și să punem la punct, nu numai pentru tine, ci și pentru toți prietenii noștri care văd acum. Deci când aveți 1 supra ax pătrat plus bx plus c, sau gradul întâi poți fi sus, dar dacă e gradul întâi, ca o să pui derivata de jos sus, și până ajungi la o constantă supra chestia asta. O constantă supra treaba asta înseamnă așa. Ți strădui să faci un pătrat perfect, adică zici 1 supra, scoți pe a factor forța, pe lângă x pătrat plus b supra a ori x plus c pe a. Eu pun acum suportul teoretic, egal mai departe cu 1 pe a iese chiar în față. Integrală din 1 supra x pătrat plus de 2 ori x, că l-am pe x-ul, de 2 ori x, ori b pe 2a. Adică am mulțit și am împărțit cu un 2, din nevoia de a zice de 2 ori prima parte, mulțit cu a doua. La pătratul perfect. Plus partea a doua la pătrat, și acum e b pe 2a partea a doua. Deci b pe 2a la pătrat. Așa. Asta am pus-o eu. Pe cuvântul meu că am pus-o și scase. B pe 2a totul la pătrat. Da? Deci am pus-o, o adun și o scadă. Și plus ce pe a? Ori de x. Și egal mai departe, integrală de 1 pe a era în față. Integrală de 1 supra. Până aici e binomul x plus b pe 2a tot la pătrat. Deci x plus b supra 2a tot la pătrat. Și acum ar fi b pătrat supra 4a pătrat. Amplific aici cu 4a la c aici, 4ac. Deci va veni minus linii de fracții b pătrat minus 4ac. Am scos minus în față și vine minus b pătrat supra 4ac supra 4a pătrat. De acum se vede de x. De aceea notăm x plus b pe 2a egal cu un t. Ăsta e motivul. Și dacă ții minte asta, x plus b supra 2a egal cu un t, te ajută deodată și nu mai formezi tu pătratul perfect și nu muncești atât de mult. Iată, concret, în integrala de mai sus. La ce integrale? Ce schimbări mai sunt? Așa... Deodată, ca să nu mai pierd timpul, sunt o serie de schimbări. La trigonometrie, zice, când treci în tangent de x pe 2. A, da. Da, sinusul e, da, cu 2 tangent de x pe 2 sau minus... Da.
1 plus tangente pătrat de pe 2 și cosinus e 1 minus tangente pătrat supra 1 plus tangente pătrat. Și toate tangente de pe 2 continui și atunci putem mai demonstrezi. Știi să le demonstrezi acum? Mă, de unde ai învățat? Ei. Nu spui tu. Nu spui chiar tot. Da. Mă bucur mult. Am cumpărat videomanualele. Ai cumpărat videomanualele. Așa, așa este. Mă bucur de starea ta de bine pe care s-a instalat în sufletul tău odată cu descoperirea blogului Profoam online. Spuneți-vă și prietenilor voștri, chiar și dușmanilor, chiar și celor care nu cred în Profoam online. Deci cu taximetrist am vorbit. Superbă chestia, da. Unde mergi? Merg la Profoam online, nu? Da. Așa, superbă este. Da. Acum să mă întorc în integrală și să spun că asta de aici aș fi spus că este egal cu, mă iau de ea, da? De o parte, integrală din 1 supra x pătrat, așa am spus, x pătrat plus x plus 1 de x, da? Și aici fac x plus b pe 2 egal cu t, x de la 0 la t, x plus b supra 2a, nu mai notez cu t, u, că t-ul este deja parametru aici, u, echivalent cu a zice că x plus b-ul 1, da? Supra 2. 1 supra 2, ori 1, 2, egal cu u. De unde scoatem că x va fi egal cu u minus 1 pe 2, adică de x egal cu d-u. Și asta înseamnă că aici rezultă, nu, pot să spun egal aici. Știți de ce e egal? Integrală mai și capetele, dacă... Exact, schimbăm, urgent schimbăm. Dar vreau, mi-a venit în minte să spun asta, da. Că la primitivă spunem rezultă că schimbăm variabila. Da. Dar la integrală de fiind spunem egal pentru că valoarea, numărul acela se păstrează, sigur că da. Schimbăm și capetele, cum ai spus tu. Când x egal cu cât, să spunem acolo? Pentru x egal cu 0, u egal cu cine? 1 pe 2. 1 pe 2. Și când x egal cu t, u va fi egal cu? T plus 1 pe 2. U egal cu t plus 1 pe 2. T plus 1 pe 2. Și atunci o să avem egal mai departe, egal aici, cu integrală de la cât? De la 1 pe 2, așa zicem, nu? De la 1 pe 2 la t plus 1 pe 2. T plus 1 pe 2. Din 1 supra, oriunde vedem x, punem u minus 1 pe 2. Și vine u minus 1 pe 2 la pătrat plus x era, da? U minus 1 pe 2 și plus 1 de u. Da? Egal mai departe cu integrală de la 1 pe 2 la t plus 1 pe 2. Din 1 supra u pătrat minus 2u ori 1 pe 2 minus u minus u plus 1 pe 4 plus u minus 1 pe 2 plus 1 minus 1 pe 2 plus 1 de u. Și egal cu integrală de la 1 pe 2 la t plus 1 pe 2 din 1 supra u cu minus 1 se reduc. Ăsta e momentul în care scăpăm de u la întâia și rămâne u pătrat 1 pe 4 minus 1 pe 2 plus 1 1 minus 2 plus 4 3 pe 4, da? Plus 3 pe 4. U pătrat plus 3 pe 4. Și egal mai departe, am să șterg aici deasupra și spun egal cu integrală de la 1 pe 2. Hai, am pus prea unul. De la 1 pe 2 la t plus 1 pe 2 din 1 supra
U pătrat plus, o să zic, unu supra, ca să ne amintim formula, U pătrat plus radical din 3 pe 2, tot la pătrat. Ar tangentă. Da? E 1 pe A. Ar tangentă de U pe A. Da? 2 deci, pe radical. Deci de U, parcă să da? Deci egal cu 1 pe A. 2 supra radical din 3. Da, așa. 2 pe radical din 3. Arc. Tangentă. 2U supra radical din 3. Din 2 U supra radical din 3, nu? Da. Între valorile, 1 pe 2. 2 și T plus 1 pe 2. Da? 1 pe 2 și T plus 1 pe 2. Până calculam asta. Noi a fost un exercițiu foarte interesant acum, în sensul antrenamentului. Da, 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 da. Cum anume procedăm. Da, acolo se face altfel, se face cu loc. Vom merge așa cum spui tu, că mai există atât de mult, acolo ne întoarcem. Dar eu am ținut să fac în felul ăsta datorită importanței integralei în sine, ca mod de lucru. Și acum, o să zicem 2 pe radical din 3, arc tangentă, arc tangentă din 2 pe radical din 3, ori valoarea superioară, pe lângă cine? T plus 1 pe 2. T plus 1 pe 2. Minus, hai să pun 2 pe radical din 3, o paranteză. Arc tangentă minus arc tangentă din 2 pe radical din 3, ori 1 pe 2. 2 cu 2 se, da, se simplifică. Și o să am egal mai departe. Egal cu 2 pe radical din 3 pe lângă arc tangentă din a doua aceeași viitor și vine 2t plus 1 supra radical din 3 minus arc tangentă minus arc tangentă din 1 pe radical din 3. Și acum, integrala care am avut-o, deci am rămas la acest răspuns și integrala de la început, aceea de la 0 la t din x la a treia supra x pătrat plus x plus 1 dx, integrala asta, este egal parcă era cu t pătrat pe 2 minus t. Avea o primă parte. Vă amintiți când am făcut? Da, 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 da. Prima parte. Mi-am făcut da. Restul supraîmpărțitor, da? Deci era t pătrat pe 2 minus t plus, plus asta. 2 pe radical din 3 pe lângă arc tangentă. Arc tangentă de 2t plus 1 supra radical din 3. Și minus arc tangentă din 1 pe radical din 3. Și închidem paranteza. Și acum să ne întoarcem la limită. La limită. Deci avem limită. Deci avem de calculat limită pentru limită pentru t tind de la 0 din 1 supra t la a 4 așa pe lângă t la a 2 pe 2 minus t plus 2 pe radical din 3 pe lângă arc tangentă din 2t plus 1 supra radical din 3 minus arc tangentă din 1 pe radical din 3, adică radical din 3 pe 3, practic tangentă radical din 3 pe 3 la pi pe 6, cred. De acolo
ele dacă tinde la zero, se... Deci nu are nicio importanță, da, în final. Exact, e ca o constantă acolo, de acord. Dar am vrut să spun apropo de antrenamentul care îl facem. Arc tangent de radical dintre pietre este la pi pe 6, nu? La 30 de grade, zic eu. Nu prea. Te duci la simpecos. La tangentă întâi și la tangentă ai funcția inversă. Da. Dar haideți să facem și asta. Deci, dacă cumva sunteți pus în situația să aflați la câte grade tangenta este radical din 1 pe radical din 3 sau radical din 3 pe 3, trebuie să aveți o posibilitate să memoria v-a lăsat, nu? Și atunci să vedem cum. El îți spune că parcurge acum cercul trigonometria și tare încântat de ce se întâmplă. La 30 de grade. La 30 de grade, da. Așa ți-ai amintit. Nu, la 60. La 60, spui tu. La radical din 3 pe 3? Nu, la 30. La da. 30. Da. Uitați cum. Am făcut cercul trigonometric. Tangenta. Duc tangenta la cerc, la cercul trigonometric, în punctul A, A prim, B, B prim, să zicem o tangent. Și cercul trigonometric e cercul care radiază 1. Da. Și atunci, când zic tangenta în acest triunghi, dreptunghic, spun O, A, să notăm cu I în punctul de pe cerc și în prim locul ne-a tăiat prelungirea razei vectoare, ne-a tăiat tangenta în punctul A. Și în triunghiul OAM', deci în triunghiul OAM', spunem tangentă de unghiul alfa, notăm cu alfa unghiul acesta, egal cateta opusă, AM' supra cateta înăturată, tangenta. Deci supra OA. Și cum raza e de 1? Și cum asta este de 1, înseamnă că tangenta unui unghi este egal o lungimea segmentului AM'. Adică mărimea acestuia. Da. La 45 de grade, triunghiul ăsta e dreptunghic. Și e 1, da. Și e 1. Asta e 1, asta e 1. La 30 de grade, mai puțin de 1. Segmentul ăsta e mai mic decât 1, da? Și radical din 3 pe 3 e mai mic decât 1, că radical din 3 face, cât face radical de 1,70 și da. Supra 3, deci așa ține minte. Mă v-ați spus cum ține minte. Dacă vă place, ține și voi minte așa, dacă nu. Deci, la 45 de grade, triunghiul este dreptunghic social. Cum raza e 1, asta e 1, la 45 de grade. Dar radical din 3 pe 3 e mai mic decât 1, deci la 30 de grade. Iar la 60 de grade e mai mare decât 1. Da. La 60 de grade că depășește, de nu? La deci la 60 de grade e radical din 3. Pur și simplu radical din 3. Ei bine, așa țineți minte, la 45 de grade tangenta e 1, că sinusul da. Egal cu cosinusul, la 45. La 30 e mai mică, e mai mic segmentul, la 60 e mai mare. Radical din 3 pe 3, radical din 3. Da, deci fiecare ține minte în felul care crede el, dar eu îmi fac acest lucru pe un colț de hârtie. Eu fac asta când trebuie să aflu valorile 1, minus 1, alea niciodată nu le pot ține minte. Unii tangenți, cosinus 1, minus 1, păi da! Tot așa, tot cercul trigonometric. Salvarea ta este cercul, pentru că tu știi așa, că axa sinusului e axa Y-lor. Da. Iar axa cosinusului e axa X-lor. Adică proiecția acolo. Și atunci îți dai seama foarte repede. Mă întorc aici să continuăm. Am avut prilejul să pun problema asta, am pus-o. Observați ce fac eu. Mă leg de fiecare... sau îmi ofer orice privilegi care mă duce undeva, încerc să mă duc așa, să dezbat, ca să vă pot oferi posibilitatea să treceți prin mai multe lucruri. Cât mai multe informații, cu atât mai bine pentru voi. Așa da. Și acolo de 0 pe 0. Și face aici cât toată asta sus face 0.
0, nu, faci alt tangentă de ceva. Nu, dar dacă T-ul tinde la 0, 2T se duce și vine alt tangentă din 1 supra radical din 3 minus alt tangentă din 1 supra radical din 3. Și 0. Tu spui aici. Da. Da, noi trebuie să privim limita globală. Păi da, cu totul e 0 pe 0. Deci sus este 0, da? Și jos este 0. Însă eu, fiind într-un polinom, am să scot maxim cu putință din polinomul de sus. Scot pe T la a doua. Da. Și scoțând un factor forțat pe T la a doua, obțin. Îmi prins ca un polinom. Ce mă deranjează acum? Și unde voi avea greutăți, voi vedea. Deci egal cu limită pentru T tinde la 0 din T la a doua pe lângă 1 pe 2 rămâne din prim, nu? Da. 1 pe 2 minus 1 pe T. 1 pe T. Dacă scoatem factor forțat când T-ul tinde la infinit, aici nu e indicat să facem asta. Da? Că T-ul tinde la 0. Da. Deci aici m-am păcălit. Bă, dacă recunosc e bine, n-am fost atent. E clar. Deci scoaterea factor forțat nu se merită decât atunci când T-ul tinde la plus minus infinit. Aici T-ul tinde la 0. Deci ne ducem și derivăm sus și jos, nu? Să vedem cât face. Deci egal cu... Păi dacă derivăm, așa. Să vină... Dar dacă am scoate pe T, simplu T, deci când tinde la plus minus infinit, scoatem T la puterea cea mai înaltă. Să scoatem la cea mai mică. La cea mai mică. Adică să scoatem pe T, pur și simplu de aici. Să da. Mai micșorez gradul de jos. Da. Și atunci mai micșorăm gradul jos. Vom avea T pe lângă T pe 2 minus 1, da? Minus 1 plus 2 pe radical din 3 ori arc tangentă din 2T plus 1 pe radical din 3 totul supra T. Da. Da, totul supra T. Și minus pi pe 6 era supra T. Și supra cât totul T la 4. Duce asta cu asta. Și acum apare ia să vedem cât că aveam 0 jos acolo. Da, rămâne la 3. Nu e afacere. Nu e afacere, nu? Ce facem în condiția asta? Să ne ducem cu totuși cu L'Hôpital. Altă idee inovată. Deci egal cu limită. Deci am integrat de cea. Băi. Ce vreți să fac? Dar cum e geaba? Păi... Stai, mă, dar am învățat atâtea lucruri. Ah, da, nu. Cum e degeaba, mă, mă, îmi dai și mie satisfacția asta că am muncit, măcar că am învățat, mi-am amintit o serie de lucruri. Eu sunt foarte încântat de treaba asta. Știu, nu. Bun. Deci, derivata de sus înseamnă așa. Înseamnă fix... Înseamnă fix funcția, nu? Doar că în T. Doar că în T. Adică înseamnă T la a treia. Da. Înseamnă așa, să zicem de altă, T la a treia supra T pătrat plus T plus 1, nu? Da, eu ziceam să punem și T la a patra tot jos. Zicem T la a patra pe lângă asta, nu? Da. Bun. Dar am zis-o așa, minus în punctul 0 face 0.
Da, și de aceea am vrut să-l las așa. Supra de la a patra înseamnă, de fapt, de la a patra, de la a treia, supra de la a patra, pe lângă T pătrat, plus T plus 1. Da? Se simplifică. Ăsta cu așa și rămâne un T și egal cu limită pentru T tind de la 0 din 1 supra T pe lângă T pătrat plus T plus 1. Și facem. Și asta... A, nu, n-am venit. Ceva pe infinit vine, nu? Ceva pe 0 care face infinit. Deci face infinit. Dacă punea autorul T la a treia, era mai interesant. Dacă... Făcea 1. Da. Da, așa au vrut să fac, așa au făcut-o. Nu e nicio problemă. În concluzie, remarcăm. Și trebuia să fie 3 T pătrat, mă. 4 T la a treia. Derivata de sus pe derivata de jos. Da. La L'Hôpital. Asta era, mă. Mă gândeam, bă, cine a făcut-o așa? Deci aici, când sus e derivat și ți-o dă T la a treia și jos este 3 T pe la a patra. 4 T la a treia. 4 T la a treia. Și acum T la a treia cu T la a treia, să mă înțelegeți. Băi, ți-au fost o... Și limita este 1 pe 4. 1 pe 4. Nu mă lăsați să greșesc, că chiar suntem aici 3 oameni valoroși, nu? Unul mai valoros decât celălalt, păi nu, cum să greșim? V-ați înțeles? Eu îmi puneam întrebarea, de ce T la a patra? Motivul e simplu, că când îl derivăm pe T la a patra, face 4 T la a treia. Și cu T la a treia s-a dus și s-a terminat. Face 1 pe 4. Terminat exercițiul. Da, hai să mă întorcem încă o dată în net, a fost frumos. Limită interesantă, mai ales cum am abordat-o noi. Că o putem duce, așa cum spus el deodată, e altă poveste, dar e frumos că n-am muncit, pentru că multe lucruri am învățat aici. Mai rău dacă nu-ți dai seama. Da. Deci dacă nu simțeam că merge la spital și aveam șanse foarte rapide și n-aveam varianta la spital, atunci trebuia să facem așa. Da. Și pe unul să-ți dai seama că ți-a mai muncit. Asta e altă poveste. Numai că cât am învățat din integrala asta, merită să o trecem o revistă cu dată. Anume. Integrala unei fracții. Acum, integrala unor fracții. Clar, teorii. Când ai de integra și numărătorul e mai mare decât numitorul, faci împărțirea efectiv, încât zici câtul plus restul supra împărțitor. Și dacă e egal, nu neapărat mai mare. Dacă e mai mare sau e și egal. Și la egal facem împărțirea, care înseamnă ușor de văzut împărțirea. E bun. Ce urmează partea aceea, de acum restul mi-e mic de împărțitorul. Urmează să iei pe aceea de o parte și să o descompune în fracții simple. Aici am avut baftă, că a fost mai x pătrat plus x plus 1, dar dacă era ceva de gradul 3, de gradul 4, trebuia să chema lui Horne, găsim rădăcinile, scriem orice polinom de grad superior, scrie ca un produs de factori de gradul 1 și de gradul 2. Un produs de polinome de gradul 1 și de gradul 2 la diverse puteri. Autorul a fost aici drăguț și nu a alergat foarte tare, o lăsat mai x pătrat plus x plus 1. Dar asta nici n-are rădăcini greale. Nu are. Am zis că orice polinom de grad superior, deci mai mare decât gradul 2, 3, 4, 5, se scrie ca un produs de polinom de gradul 1 și de gradul 2, s-a fost derdată de gradul 2. Nu, dar dacă... Dacă ai fi încercat să faci rădăcini, să afli rădăcini, aici nu. Da, nu, dar cum îl descompun dacă are rădăcini complex, dacă n-are reale? Păi, el, polinomul de gradul... de grad par, da, cu coeficienți reali, admite la rândul un produs de două polinome de gradul 2. A. Da? Deci dacă e de gradul 4, se scrie că un produs de două polinome de gradul 2. Da. Cu rădăcini fiecare complexe. De aceea îl are rădăcini complexe conjugate. Și cum vrei să descompune? Hai să vedem. Mă provoci și îmi pui întrebări de astea, așa mă... Am control, trebuie să vă spun. Nu? Păi, da, că nu prea am făcut descompune și... Uite, acum am încercat.
Să zice că aș avea integrala următoare. Așa merge cu hornă. Dacă te iei sumă rădăcină, după aia putem... Da, face. Dacă e de gradul 3. Da. De gradul 5. Da. Deci cele de grad impar. Asta mai țin minte. Da. Deci cu polinomi de grad impar, 3, 5, 7, și așa mai departe, au un număr impar de rădăcini reale. Au una sau trei sau cinci. A, da, da. Da? Da. Și la cele merge prin schema lui Horner, le găsești. Numai dacă ai o rădăcină irațională, da, și Horner nu te mai poate ajuta, ai încurcat-o. Deci, mai degrabă, îți iei câmpii, pleci în altă lume, că lucrurile sunt complicate. Dar acum, să-ți răspund la prima întrebare și până și la asta și la alta, care urmă mai urmă. Că rostul nostru aici este acela de a lămuri o serie de întrebări care nu vă sunt clare, pentru că ce te faci când te afli într-o situație de cea dificilă? Trebuie să ieși din încurcături. Așadar, dacă ați fi avut, vedeți, se deschide acum un teren prielnic pentru integrarea funcțiilor raționale. Notați, integrarea funcțiilor raționale. Și abordăm subiectul. Asta știu să despart în două. Da, știi? Dar nu da. Știu cum se face descompunerea. Asta, da. Acum acasă. Dacă am două paranteze, le descompun. Deci, dacă spunem integrarea funcțiilor raționale, numărător, numitor, de forma care? P de X supra Q de X, da? Yeah. Integral de tipul ăsta. Unde P și Q sunt polinome. Da? P și Q polinome. Hai să chiar P, Q, polinome. Și să luăm concret. Mie nu-mi place vorba lungă, ci concret cum ne descurcăm. Dacă aveți integrat 1 supra asta care o aveți acum, x la 4 plus 1 de x, un polinom de gradul 4, care nu, după teorie, spune așa, orice polinom de grad superior se descompune ca un produs de polinom de gradul 1 și de gradul 2. De aceea o să iau pe asta de gradul 4, x la 4 plus 1, egal cu ceva de gradul 2, 2 de gradul 2 aștept să fie. De gradul 1 nu am, că se vede foarte bine, nicio rădăcină reală nu are asta. Da. Și atunci mă gândesc la două polinomi de gradul 2 cu rădăcini complexe fiecare. Și zic x la a doua, paranteză, cealaltă tot x la a doua. Din cauza că x la a doua, x la a doua, să fac x la a patra. Zic aici 1 și 1. Și aici plus mx, plus 1 și plus mx. Plus 1. Încerc și eu să jonglez cât de cât, să vedem dacă mi-e să treaba. Nu vreau să bag aici două polinoame de tipul ax pătrat plus bx plus c, da, lângă mx pătrat plus mx plus p, un m, n, b, c, nu știu ce polinoam, și să identific, să mă duc acolo, muncesc foarte mult. Încerc o mișcare de asta care să mă ducă cât de cât, dacă mi-e. Nu totdeauna am să am baftă asta. Dar aici, văd aici e 1 coeficientul dominant, aici e 1 termen liber și încerc așa. Și atunci, egal mai departe cu cine? X la 4. X la 4 plus n x la 3 plus x pătrat plus m x la 3, da? Da. M x la 3 plus m n x pătrat plus m x plus x pătrat plus nx plus 1. Și egal cu? De-am factor. X la 4 plus în x la 3 am să am x la 3 pe lângă m plus m. Parcă bine? Da. Plus x pătrat pe lângă m plus m plus m. Parcă trebuie să fie e în x pe la a doua. M n
și 2 parcă de astea. Deci 2 plus m. Și plus în x, ce am să am? X, m plus m. X pe lângă m plus m. Și plus 1. Identifică ăsta cu x la a patra plus 1. Polinomul ăsta trebuie să fie identic cu polinomul x la a patra plus 1, că asta l-am intrat. Asta am descompunerea. Da. Deci m plus n egal cu 0. Deci odată am să iau m plus n egal cu 0. 2 plus m. 2 plus m n egal cu 0. Și m plus n egal cu 0 se repetă. Da. Îmi place asta. Da? Bine. Și 1 egal cu 1. Deci astea sunt cele două condiții. Două, fiind două ecuații aici, sper să mă descurc. Deci de aici înseamnă că suma egal cu 0 și produsul e mie, produsul egal cu minus 2. Și pot forma o ecuație. O ecuație de grad 2 care vedeți ce să fie. T pătrat, T pătrat minus suma 0T minus T, minus nimic, minus 2 egal cu 0. Adică T pătrat egal cu 2, din rezultă că T1, 2 egal cu plus minus radical din 2. Adică sunt cele două. M egal cu radical din 2 și N egal cu minus radical din 2. În final, ecuația X la a patra plus 1 are ca descompune X pătrat plus X plus radical din 2 X plus 1 înseamnă că X pătrat minus radical din 2 X minus plus 1. Asta e descompunerea lui X la a patra plus 1. Da, și de aici în două fracțiuni. Deci, orice polinom de grad superior se descompune ca un produs de factor de gradul 1, n-a fost cazul la mine, sau de gradul 2. Și am aranjat-o, am găsit o descompunere de gradul 2. Din clipa în care ai reușit descompunerea, de acum te duci singur, că descompui în fracții simple, deci o iau și zic așa, integrala aceea din 1 supra x la a patra plus 1 de x, va fi egal cu integrală din 1 supra x la a doua minus, minus radical din 2x plus 1 de x și plus integrale din 1 supra x la a doua plus x radical din 2 plus 1 de x. Nu, prost x. Am obosit. Nu s-a trebuit. Pe lângă. Trebuia să scriu așa. O să scriu. Da, dar putem pune un aș. Și un B și punem la urmă. Zic aici AX plus B. Da, AX plus B de X și plus integrala a doua, în urma despărțirii, din CX plus D supra X pătrat plus radical din 2 X plus 1, că am zis aici minusul. Și 1 egal. Aduce la același. Și de acum trebuie să găsesc constantele și astea. Asta urmează să descăz. Pentru că, în mod normal, am pus și eu pe o etapă. Am avut de gând să scriu așa, dar am scris prostii pe urmă și am zis că reparăm, l-am spus etapă. Dar trebuia să spun așa, fracția. Da, da, da. Fracția 1 supra x la a patra plus 1 este scrisă, desfășurată așa. AX plus B supra x pătrat plus x radical din 2 plus 1 plus CX plus D supra x pătrat minus x radical din 2 plus 1. Da. Și trebuie să găsesc constante la B, C și D, așa încât să se întâmple. Și pentru chestia asta am să vă arăt o șmecherie acum. Deci mă duc mai departe, pentru că e important. Ori aduceți la același numitor și identificați că aveți un sistem de 4 cu 4, să aduceți. Se poate și altfel. Dăm niște valori lui x, ca să adevărate pentru orice x. Da. Dăm niște valori lui x care să nu anuleze numitorul. Da, noi făceam la fel, doar că aduceam la același numitor și tot dădeam valori, doar că... În, ce, da. În identitatea aceea, dar pădează și timp. Da. Acum, pe un loc, cum se află aici, dăm lui x valori. X-ul egal, deci pentru x. X egal cu 0. Identitatea asta devine 1 egal cu B supra 1 B
B plus D. D. Și am o primă relație. Pentru x egal cu 1, x egal cu 1 avem 1 pe 2 de acolo, da? Egal cu A plus B supra 1 și cu 1, 2 plus radical în 2, da? Da. 2 minus 2, prima e 2 plus radical 2 și alătă... A, da. Și plus... Eu am scris M. Eu am scris M, da. C plus D supra 2 minus radical din 2. Pentru x egal cu 1, pentru x egal cu minus 1, avem că tot 1 pe 2 vine, egal cu minus A plus B supra 1 și cu 1, 2, 2 minus radical din 2, de acord? Plus C plus, sau minus C, minus C plus D, supra 2, 2 plus radical din 2. De acord? Și mă întreb un X, pentru X egal cu, nu mai am ce face, tot numele întregi am să dau X egal cu 2, și atunci am să am, îmi trebuie 4 cu 4, nu? Da. Păi avea nu știu ce, așa. Dar eu vreau să vă arăt altceva. Și acum e un sistem de 4-4, găsesc ABCD și să faci treaba. Eu altceva vreau să vă arăt. O iau din nou. De fapt este scrisă asta, da? Da. Și asta toată o mulțesc cu un numitor. Ori cu numitorul ăstuia, oricum numitorul celor când vreau să aflu pe... Vreau acum să aflu pe A și pe B, da? Pentru asta mulțesc identitatea cu X pătrat plus X radical din 2 plus 1. Peste tot. Și ea devine echivalentă cu X pătrat plus X plus radical din 2, da? Plus 1. Totul supra x pătrat plus x plus, plus x radical din 2, o descompun. Plus 1 pe lângă x pătrat, știți bine că așa se descompune, x pătrat minus x radical din 2 plus 1 egal cu, înmulțind-o cu x pătrat plus x plus radical din 2 plus 1, s-o simplifica cu numitorul de aici. Da. Și mi-a rămas doar ax, a, x plus b. Doar atât mi-a rămas. Plus CX plus D pe lângă asta pe care am mulțit X pătrat plus X radical din 2 plus 1 supra X pătrat minus X radical din 2 plus 1. Se simplifică asta cu asta și identitatea arată așa. 1 supra x pătrat minus x radical din 2 plus 1 egal cu ax plus b plus cx plus d pe lângă x pătrat plus x radical din 2 plus 1 totul supra x pătrat plus minus x radical din 2 plus 1. Și în identitatea asta, acum am permis să anulez pe ăsta egal 0. Cu care am înmulțit. Că acum nu mai este la numitor. Deci nu mai există nicio pericol. Deci e adevărată pentru orice expresie și pentru situația în care asta ar fi egal cu 0. Deci după înmulțire, asta cu care ai înmulțit, o anulez. Da. Le fac simplificare cu tot și o anulez. Și anulat înseamnă de aici că, de fapt, x pătrat egal cu minus x radical din 2, minus 1. Asta înseamnă că ea este 0. Înseamnă că x pătrat egal cu minus x radical din 2, minus 1. Asta dispare de aici. Fracția asta dispare complet. Și x egal cu radical din
Deci, în loc de x pătrat, pe oriunde vedem acum x pătrat în toată identitatea asta, punem minus x radical în 2, minus 1. Ea devine. Ce devine această identitate? Devine 1 supra. În loc de x pătrat, pun minus x radical din 2, minus 1. Deci minus x radical din 2, minus 1, minus x radical din 2, plus 1, pentru că așa vedem în continuare, că e greșit, egal cu ax plus b, plus 0. Atât. Echivalentul. 1 supra. Să duce 1 cu minus 1. Da. Minus 2x radical din 2. Egal cu ax plus b. Aduc la același numitor. Și echivalent cu? 1 egal cu minus 2x pătrat radical din 2, de acord? Minus 2x pătrat radical din 2, sau 2 radical din 2x pătrat, așa mi-e bine să scriu, minus 2 radical din 2x pătrat, și minus 2 ori a, și minus 2 radical din 2b, 2 radical din 2b, x. Asta este identitatea așezată. Dar a apărut x pătrat. Și am zis eu că în loc de x pătrat, minus x radical din 2, minus 1. Deci apare că 1 este egal cu minus 2 radical din 2, pe lângă. Nu e așa eficient în metoda asta. Ai răbdare. Dacă te duci pe acolo sistemul ăla de 4, numai să-l așezi ecuațiile și să le apuci și să le rezolvi. Da. Indeterminanță. Da, nu ne-am substituții. Să văd dacă îți mergi prin substituții. Sau că îți merge. Totuși, din 3, din 4, deși în 3, din 3 în 2, din 2, deși e greu și pe acolo. Eu nu știu decât în baza unei analize atente. Dar aici mă duc pe culoar sigur. Mai și greșit un semn acolo și ai ratat tot sistemul. A deșecer, aiurea. Acum s-a simplificat mult. Rămân în două necunoscute. Ce ți se pare ție că e mult, vezi pe partea cealaltă acasă, te las pe tine cu ceasul pe masă, știi, uiți acolo, pleci pe culoarul celălalt cu găsirea constantelor, chiar așa. Că nu te pot eu convinge nici pe tine, nici pe prietenii noștri care au vizionat la filmul, decât concret. Da. Acolo, la lucru. Așa. Dar se duce, scoate un minus în față. Deci, minus 2 radical în 2, A, pe lângă minus, pun A și plus, bine, x radical din 2, e bine acum, da? Da. Plus 1. Și minus 2 radical din 2, b. Și asta înseamnă că 1 este egal cu bx, foarte bine. Da? Să fim atenți să nu greșim la lucrurile acestea. 2 radical din 2 să scoatem factor, deci 2 radical din 2, pe lângă ax radical din 2, nu? Da. Ax radical din 2, plus a, e bine? Da. Plus a, minus bx. Și închid paranteza. Și acum puteți dăm pe x. Merge foarte repede așa, dacă ordonăm ca un polinom în x. Da? Și deci vine ce? 1 egal cu 2 radical din 2 pe lângă x aici, pe lângă radical din 2 a, radical din 2 a, minus b, te rog să vezi dacă este bine așa, x pe lângă radical din 2 a, minus b, și plus au, și plus au. Care e ăsta de aici? Cum dăm valoarea 0? Dăm valoarea 0 pentru orice ieșit așa, sau dacă nu identificăm. Cel cu x trebuie să fie egal cel cu x de aici și termen liber să fie egal cu termen liber. Adică
radical din 2a minus b trebuie să fie egal cu 0. Ca să... Mai avem un de radical din 2a. Ăsta deja? Da. Păi, dacă eu zic așa, plus 0 ori x, da? 0 ori x. Da. Înseamnă coeficientul lui x de aici, care este radical de 2a minus b, ori 2 radical de 2, cum spui tu, este egal cu 0. Nu influențează, cum să spun. Deci asta este, radical din 2 minus a minus b egal cu 0. Deci au urmă așa, radical din 2a minus b egal cu 0, urma identificării. Și termen liber egal cu termen liber, adică 2 radical din 2a egal cu 1. 2 radical din 2a egal cu 1. Bine? Da. 2 radical din 2a egal cu termenul liber de acolo numărul de aici, cu 1. Adică a egal cu 1 supra 2 radical din 2. Iată că am găsit. E un număr ușor de găsit. Da. Adică pe partea cealaltă ai fi avut. Și b egal cu... Și b egal cu cât? B egal cu radical din 2a. 1 pe 2, nu? Da. 1 pe 2. Iată că am găsit pe a și pe b numere exacte în urma descompunerii acelea. La fel, acum se ia și se mulțește, cum am mulțit aici totul cu x pătrat plus x radical de 2 minus a pentru a-l găsi pe a și pe b. Și integrala asta doar așa se poate face? Nu mai e nicio... Păi n-am nicio altă variantă. Nu. Deci eu sunt blocat aici. No comment. Da? Deci, n-ai reacție. Asta e munca care trebuie să o desfășori. Da. Este un polinom, am luat-o cât se poate de ursuză. Da. Varianta asta, nu i-am pus nimic încolo ca să mai putem face ceva. Pe acolo. Cam așa ceva prin culegea după tehnică. Îți ia o oră să faci. Sigur că da, dar nu... Dacă mai are ceva sprijin acolo, da, nu, nu. Numai atât, un spăiți la 4 plus 1, n-ai decât culoarul ăsta. Trebuie să faci descompunerea, ai văzut-o. Acum, după multe experiențe, x la 4 plus 1 egal cu x pătrat minus x radical din 2 plus 1 și x pătrat plus x plus radical din 2 plus 1 este știută, ca o formulă. Dacă tu ești sigur pe ea, nu mai descompui aici să te apuci mx plus nx, nu știu ce. Eu am făcut-o ca unul care nu știam treaba asta. Cum marea problemă pe care, sau... calitatea, hai să zic, care o am eu, este aceea de a mă identifica cu voi. Că așa dacă am un rezultat în niște formule, rămâneți în urmă și spui, băi, nu prea îmi place, e ca la celălalt. Da, exact. Știu formula asta, o arunc acolo și merge mai departe. La derivate știu formulele, le-am pus pe tablă și ele vă spune copiile, știi că trebuie să le învățați, că dacă nu le știți, nu discutăm. Dar nu-i mai bine să le vedeți ca limita raportului acela pe toate, să vadă fiecare de unde vine. Ca să înțeleagă și să aibă satisfacția că limitele, nu le-a făcut degeaba limitele înainte. Că derivată e o limită. Și după aia integrala. Și integrala care la urma lui este... N-a făcut degeaba derivată. Da, sigur că da. Toate acestea trebuie legate. Deci, eu în momentul de față știam că x la 4 plus 1 egal cu x pătrat minus x radical din 2 plus 1 și x pătrat plus x pătrat radical din 2 plus 1. Dar ar fi mai avut vreun farmec întâlnirea noastră în seara asta, ați fi spus, nu-i mare brânză nici la ursul. Da, nici la profonă. Nici mai vin să spun ursul. M-am depărtat din ce în ce mai mult numele meu. Profonă mi se pare deja instalat în mentalul colectiv a celor care dau peste mine și mă identific cu profonă. Așadar, să ne întoarcem aici. Mai insist un pic pentru că îmi place ce vreau să vă spun în continuare. Ți s-a părut că te-am pierdut mai devreme. Da? Da. În chestia asta. N-ai văzut eficiența. Și te cred că n-ai văzut-o. Întâi și de când ai făcut paralela. Dar dacă ai fi avut următoarea situație. Hai să spun acum o situație care înseamnă că ce spun eu merită să sporești atenția și să preiei perfect ce îți dau acum. Deci, să ne întoarcem. Având această descompunere, ai varianta de a dus la acea jumitor pe urmă, ori mulțești, faci, identifici, ai un sistem de 4 cu 4 pe care îl rezolvi, ori dai valori, cum spuneai, aici, pe loc, nu după ce a dus la acea jumitor, că mai mergi pe timp.
Nu neapărat, că pe oricum trebuie adus la același metod. Numeri la cele care le ai acolo, da, unele sunt ecuații mult mai rapide. Da. Deci când ai dat pe 0 și nu știu ce, ai două din ele rapide. Da. Da? Și de aceea, drum pe care ți-l dai, dai drumul, nu aduci la același numitor în ele. Înlocuiești deja una din necunoscute, din alea simpluțe. Da. 1 și cu minus 1, 0, nu știu ce, îți oferă o șansă de, de a te duce da. Dându-ne așa în, în, în forma asta, da? Bun. Dar ce te faci tu dacă îți dau de făcut integrala asta? Și acum o să vedeți că am dreptate. Citesc așa, retresc cu ani de 15 ani, n-am mai făcut 15, 20 de ani, cred că n-am mai făcut așa. N-am avut ocazie să mai predau aceste lucruri, pentru că... Da, mai predar am... pentru viitor manual. Dacă nu... Deci sau... acum fac chestia asta puternică, la câte lecții am ajuns. Însă asta în video manual pe care am făcut-o. Dar în fața clasei... Am văzut 5 lecții. 5 lecții ai văzut, da? La, la integrale. Cred că dai peste ea. Cred că dai undeva, când am făcut fracții raționale, undeva trebuie să făcut asta, nu se poate, că doar nu ținu secret pentru mine. În 15 ore am făcut calcul integral cum trebuie acolo. Chiar e bine, am învățat chestii pe care nu ne-am învățat într-un an de integral. Da. Alea cu 1 supra 1 minus cos de x sau... Deci, m-am, după ce am văzut lecția, m-am uitat să înculeg aia de politehnică. Fix aia era prima. Da. Dar m-a să încerc, băi, asta știu să fac. Da. Deci vezi acolo, pe 1 supra 1 minus cos de x, cred că am aplicat conjugata, cred. Da, da, da. Ce, ce nu mai știu ce e spre ei au făcut cu tangentul de x pe 2. Tangentul de x pe 2, da. Sigur că da. Clasic. Da. Dar mă duc și eu la trigonometrie, că a, a sin de x plus b cos x plus c supra... cu tangent de x pe 2 și totul se face, duci la polinomii, dar intri în asta acum de arăt. Deci după ce faci toate substituții aceea, intri în integrarea funcțiilor raționale. Care poți să arate așa. Iată o integrală care, cu care te poți întâlni urma substituției acelea cu tangent de x pe 2. Deci dacă pleci la integrală de tipul a sin x plus b cos x plus c supra a1 sin x plus b1 cos x plus c de x. Deci la o astfel de integrare, sigur, nu stai pe gânduri. Când sinusul și cosul la puterea întâi, ce fracții, sin de x egal cu... Deci e tangent x pe 2. Sin de x egal cu 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2. Și cos de x egal cu 1 minus, 1 minus tangentă pătrat de x pe 2 supra 1 plus tangentă pătrat de x pe 2. Tangent de x pe 2 egal cu t, x pe 2 egal cu tangent de t, de x egal cu nu știu ce, 2 supra 1 plus t pătrat și te duci, da? Ei bine, și ajungi, rezultă o integrală de tipul ăsta. Nu știu ce e o fi sus, dar jos este un x pătrat plus 1, pe lângă altceva tot de gradul 2. Da. Deci intri într-o integrare a unei funcții raționale. Da. Mai trebuie să dați pe... Deci trebuie să știi teoria la funcții, de la, de, la integrarea funcțiilor raționale, perfect. Adică, dacă cumva vei avea de făcut asta, integrală din 1 supra x plus 1 la a doua, pe lângă x pătrat plus 1 la a doua și pe lângă x la a treia. Da. Ai avut un polinom de gradul... Vai, ce lung aici. De x, da? Ai avut un polinom de ce grad aici? 4 și cu 3, 7 și cu 2, 9. Da. Autorul, da, ți-a reieșit asta din... Trebuie cel mai mic grad cu... Sigur că da. Deci trebuie să iei deoparte 1 supra x la a treia pe lângă x plus 1 la a doua, în forma asta, da? X plus 1 la a doua pe lângă x pătrat plus 1 totul la a doua.
egal cu A supra X plus B supra X pătrat plus C supra X la a treia. Deci vezi, te siguri cu toți, până atingi nivelul cel mai înalt. Plus D supra X plus 1 și plus E supra X plus 1 la a doua. Plus F X plus G supra X pătrat plus 1 și plus H X plus M supra X pătrat plus 1 la pătrat. Câte constante sunt 9? 9 sau 10? 3 și cu 2 9 constante. Atunci la cea 2 de identific și nu știu ce, un sistem cu 9 cu 9 vine să plângi. Acum e șmecheria. Îl găsesc deodată pe ce? Deci spun așa, bară, înmulțesc cu X la a treia. Înmulțim peste, iau încet acum pentru început, ca să pricepeți bine ideea. Pentru asta, când înmulțim toată egalitatea cu X la a treia, se întâmplă că apare așa. 1 supra. 1 supra X la a treia, s-a dus cu X la a treia, da? Supra X plus 1 la pătrat, pe lângă X pătrat plus 1 la pătrat. Egal cu C. X pătrat, da. X pătrat, A X pătrat. AX pătrat, hai să iau ușor, AX pătrat, era cât pe ce să sară un pic, plus BX, plus C, de acord? Plus DX la a treia, supra X plus 1, plus EX la a treia, supra X plus 1 la a doua, plus EFX plus G, pe lângă X la a treia, supra X pătrat plus 1 și plus HX plus M, cum am zis acolo, supra, totul pe lângă X la a treia, supra X pătrat plus 1 la pătrat. Și acum când dau valoare... Fac pe X la a treia egal cu 0. Da. Adică astea care am înțeles fac 0 tot. De fapt X. Și eu, de fapt X egal cu 0, dar dacă e ceva...